Da, am legat nulurile la ambele diferențiale, bara 2, bara 1. Sunt și marcate 1, 2, ca să nu se încurce careva. Marcat cu nenorocitul ăsta, care nu se mai adupă nimic. Bun. Să-i dăm drumul la treabă, zic. Pin mare. Să alimentăm diferențialele. Asta îl punem la rece. Aici așa. Că am venit și noi acilișa. Să vedem ce se întâmplă acilișa. Acilișa, să vedem dacă le nimerim acilișa. Doamne, urâtă vorbă. Vorba de la bălci. Le revergoresc, cum nu le revergoresc? Deci am râs cu lacrimi la urmă. Deși e de plâns, nu e de râs. E de plâns maxim. Ha, fii atent că l-am belit pe ăsta. Shit. Sperăm că ajunge, că iese treaba aici. Hai. Hai să vedem dacă mai merge un pic mai scurt. Și el unul mega mega păcălit. Mai păcălesc. Dar nu trage de el. Aici. Yes. Aici e problema. Să mai lăsăm și pentru dinamometrică, zic. Dacă poți, stați curios să văd dacă ajunge. Cu buclă, cu aia. Nu ajunge. Plin. Dacă nu ajunge, mai rămâne. Din lung faci mai scurt, din scurt. Mai trag de la dracuilița. Mai lentins, ca pe punem elastic. Un vagu. Ca pe elastic. Îi băgăm un vagu. Da. N-au scos și ăștia seria 221 de 10 mm bătați. Vagu ia aminte. O să ajungă ca clapeta aia, o să fie pedal. Ce-ar fi, hă? Chiar și așa. Chiar și așa, chiar și așa. Acum sper că s-a lămurit lumea, dar nu știu cum l-am nimerit eu de atâtea tablouri toate monofazate. N-ai făcut, da, n-ai făcut trifază. Bine, nasol că nu poți să filmezi peste tot, știi? Unde te duci la montaje, la chestii. Unde merge, merge, unde nu. Unde mai dăm de doze sistem italian de faci ca în armată. Salt înainte și culcat să pe burtă să le remediezi, ce să mai filmez, că îi zic de toate cele sfinte, nu mai ți-arde de nimic. Sistemul mamilor. Ce mai tare sistem?
Ce nu fi simplu, frate, să te duci cu doza de legătură în aparat, vorbim pe rezidențial, unde e maxim, că nu e atâta inginerie să faci o instalație electrică. Toată lumea face smart home și altceva mai departe. E instalație clasică. Îi spune cum să face. Bășește, o nebunește, fac 17.000 de doze, fac... Îți spun eu cum să face treaba. Treabă. Treaba trebuie să faci așa. Termină repede instalația, că vreau să torn șapă. Și aia zic, păi, stai așa că mergem cu ea până aici. Înțelegi tu? Ok, mergi cu ea până aici. Și dacă mergi cu ea până aici, de-aia ți apare doza aia acolo. Și mulți am văzut la blocuri că fac doza aia din altă prostie. Deci aia e cea mai mare prostie. Hai să-i facem ăsta aici, un ciun mijloc. Îi vin 7 circuite din... Îi vin 7 circuite din câmp, le punem paralel în doză și pleacă cu un circuit de alimentare într-un singur MCB sus. Și a rezolvat treaba în stil elegant. Exact ca prostia aia cu... Faci doză într-o cameră și din ea tragi la fiecare priză cât un circuit. Nu, te duci din priză în priză, că de-aia priza e făcută cu intrare-ieșire. Montează sistem stea, știi? Da. E viața greu. Deci nu mi-aduc aminte că eu sunt stampățit cu toată asta. Am toată casa. Priza și doza. Și colegul care m-a ajutat mai e și inginer pe terminat energetică. Deci are toate scuzele. Are toate scuzele, da. Vrea să-l strâng de gât. Ce să mai fac? Am pus să fac de nou? Da, stai. Dar poți să o tragi din nou? Păi cu atâtea doze cred și eu că pot să trag orice de nou, că am 5 metri circuitul, da, doză la altă. Dacă ți-a pus țeavă de 13. Deci n-am văzut așa. Sunt alea de la, deci aș face o casă așa, cu Copex de la Kaiser obligatoriu, ăla care se bagă în beton. Știu că lumea face cu 13 și cu 16, că e lenea dracu să dai șanțul adânc. Și mai ales când lucrez la șpiț, dai să văd care e al treilea, că ăsta ar trebui să fie. Mai ales când lucrez la șpiț, daltă și ciocan, e greu să dai șanțul adânc. Dacă ai o mașină de canelat ca lumea, dat și băgat Copex de 32, ăla care îl bagă ăștia de la Kaiser în betoane. Da, ăla merge. Clar că până adică de la circuit rând. Să te duci direct cu NIMJ în tablou, că e așa bagă. Aia da, aia sunt de acord, ok, poți să-l schimbi, dar nu sub 32, că nu stăm să facem doză, ridică, sunt la tine amândouă? Da. Mai trebuie un zăblu. Nu stai cu... De 10.000 de doze care sincer nu și-au rost. Și îmi pui Copex de 13 și oricum nu poți să-l trag. E blocat sau îl dă cu săpun de la de mâini, gelul special e scump și îl trage și te găsește dragi că l-ați blochează tot când se usucă. Și uite așa am făcut buha. Ia-l din capăt. Ia, de la mine pe ăsta alung. Îi dai aici pe călic, altfel nu... Nu-l bagi, nu. Nu vrea... Nu vrea nici de la noi. Bagă-i șpiț un pic. Îi dau un șpiț în... Dă-i un șpiț. Părțile dorsale. N-ai nicio șansă.
Gata. Dă-i săput. Da. Rupă-i fâșul. Hai, că am mai făcut 10 minuțele. Nici vreau să știu cât e în total. Păi, acum să mă ierte Dumnezeu. Până acum ți se plânge că nu faci și că nu prezinți conținut. Acum ai dat pas cu pas și iese conținut. Băieții m-au rugat să majoritatea să le fac lungi. Dar am eu presimțire că o să iasă la 30 de FPS-uri, deși e filmat la 60. Depinde câți gigari. Ok. Another one. Gata, l-am păcălit. Eu-s mai pe manual așa. Da. El ține speed-ul să nu se strice. Nu, dar e dar pe la 3 metri distanță, vezi, mă duc praful. Chiar și așa. Păi da. Face ca meseria și ți ajunge o șurubelniță la... Da. La toată instalația. O șurubelniță, un patent, merge de. Chiar și așa. Ca noi nebun. Ca noi sau ca Emil, că ăla a băgat 10.000. Să umple, da, și Emil. Emil, te-am făcut invidios. Ia dă-i lua asta, că... Spune-ne ce ți-a plăcut în ce vei vedea. Dar la șurubelnițele alea, sigur și ea. Să nu-mi zici intercable, că te înjur. Nu, că l-am învățat nemț. Nu suportă bacaroarele și fusilii. Și mai e the blue one. Mi-a și eu nul. Da, mai băgăm și nul. Lasă-l fără că merge. Ce facem dacă se întrebi pe nul? Dă releu afară. Da. Al dracu de nul. Da. Că dacă n-ai releu, da, să vezi. Păi nu știu dacă le-am povestit-o, am o clientă care s-a certat și cu dezvoltatorul, bine s-a certat, știa că nu are ce trebuie în casă, avea și electricianul, toată lumea, toate vrești frumoase și mi s-a explicat de către cei de la branșamente că nu s-a tratat nulul, că nu le dă voie Nelu, în caz că se întrepe nulul de la traf către abonat, ei nu-l mai găsesc fiind legal la pământ. Da. Deci asta e maximă. Că nu le dă voie Enelul. Chiar și sunt curios, o să le dau un mail la Enel. De ce nu le dă voie să trateze neutru, că e obligatoriu. Și le-am arătat o parte din normativ și a zis, du-te bă cu hârtiile tale. Bine să trăiți, am înțeles. Bun. Până acilișa. Că pregătim dinamometrica la 2.8 pentru Eti, 2.8.3 recomandă zăproducător. Avem nulul. Nu vrei să-i dai matale acum? De dau, ce? Dau peste cadru. Dai peste cadru? Păi se vede doar brațul meu. Fuzibile radio. N-ar fi bine? Păi dacă
zic și eu. Da, dacă le găsești și ai mărinimia să le și pui. Vorbește lumea, nu cred, dar să le și montezi, e ideal. Să scot lada din trecut. Au, ce frumos. Nu e frumos? Super. Ia, ce fuzibile radio avem aici. 1 amper, e ajunge, nu? E perfect. Asta îl băgăm în cutiuț. Toate prostiile aici, dar care aveți acasă încă fuzibile, luați de astea calibrate, că e 6 lei un pachet de 5. Nu vă jucați cu lipsă, că nu e de joc. Nu mai dai matale? Dă-mă tale, dă-mă tale, singur zoom. Nu știu care e rolul, dă-mă pui tu să dau la dinamometrică la ora asta. Chiar și așa, nu avem ce face. Să... Dom'le, eu am dinamometrica în mână, dom'le. La câte MCB-uri am strâns, știi cum le simt? Da, am făcut pini praf. Asta, dacă a pus pin. Care pin? Nu, merge și fără. A pus pinul de la telefon. Mai departe îți vine rău. Asta e, dar să-l vezi cu camera. Ba! Că rădeau și de Emil. L-am pus să facă tablou la prima oară. A durat numai și 4-6 de minute și... Păi n-ai libertate de mișcare și normal. S-a mișcat greu elevul. Nu s-a mișcat greu elevul, s-a mișcat bine. Problema e de la mine asta. Că îi dau tot diferențial. Problema e că ai un trepied între craci care mai e și belit în... Are un metru jos, îți ocupă. Și cum e ușor să dai din gură. Fără să știi despre ce e vorba. Păi nu e mai simplu să comentăm. La comentarii suntem marteșcați. Ce n-am aflat eu niciodată de la Eti și mai m-au întrebat băieții, la cât strângem bar. Trebuie să-i primim un verde-galben către bara de pe, dar nu-i punem prichinii în degeaba. Că... Ce n-am avut, nu vrea? Nu prea. Să că este însă bine. Nu prea vrea. La cât să strânge asta, trebuie să întreb la... Eti, bara de pești, de nu. Eu oricum o strâng. De scârție. Ca la ciobani. Aia dacă nu stă mai slăbește un pic și bagă, eu țin de ele la capăt. Asta am văzut și eu. Cam asta ar fi. Capac. Obturatoare? Fuzibile. Nu le-ai băgat pe alea radio nici acum? Sau aia la separator? Nu, nu, le-am lăsat pachetul de 10 și stai să caut un 32. Îi punem și un pachet ăsta de 10, tot de 32. Te-am niște dublu adeziv să le bag pe aici. Dai măcar să le... Cu verde-galben ai zis? Da, da. Așa. Cu verde-galben de la Tesa, uite. De la Tesa, nu de la Tesarie, de la Oradea. Hai să le dăm frumos, uite așa, cu verde-galben. Siguranța de la împământare, e? Da.
Arată mentinel. Șoarece. Spuneți, băi, care e diferența, care e producătorul? Al meu e made in Japan, îmi pare rău. Fac nemții oțel, dar... E un pic diferit. Da. Dar ne trebuie microscop. Fac nemții ce fac, dar... Las-o încolo. Că nu e chiar așa de ușor. Adică... Au făcut ei... Crup, chestii, trestii. Bine, acum crup în România înseamnă babau. Au făcut ei chestii trestii, dar oțel ca la sabia japoneză niciodată. De parcă ar fi din oțel, dar... Așa, deci fuzibile radio STEM. Fuzibile pentru separator STEM. Să-i punem capacul și... Trebuie să-l scuturăm un pic, că sigur are bălării pe el. Cine îl va monta? Să mai verifice dacă sunt strânse șuruburile înainte de punerea în funcțiune. Recomandat cu dinamometrica. Dacă nu, cu Dexter. Și acum căpăcele, să-i punem căpăcele, ceva, lasă să, gata, a intrat, să luăm o dreaptă de 5 jumate, haba, caut capace și revin. Dacă mă uit în, în partea asta camerei și poate belesc ăsta de tot. Ia să vedem, l-am nimerit. Și ăsta e equal. Te vreți, da? Dar are, e nărăvașă siguranță asta de aici. Nu e problemă că îi aplicăm un pic de brute force și l-am păcălit. Așa. Ei, nu vrei tu deloc să te încadrezi. Releu, contactorul la margine. Exact, ăla e. Știu că v-am plictisit atâta timp cu tablou, dar era imperios necesar pentru cei care au cerut un trifaze. V-am zis, urmează și hagărul ăla mare, dar nu ne-am apucat încă să-l echipăm. Clientul, adică echipat, nu e legat. Clientul a avut o cameră tehnică într-un apartament mare și a mutat-o de acolo, fiind doar pereți din rigips. Astea întotdeauna îndreptate dacă s-au rupt prost. Și deocamdată nu trebuie montat, dar vreau să-l echipez de aici. Și să vi-l arăt ce face, cum face. Da, ăsta o stea cam prost aici, dar nu mai contează. Ăsta este tabloașul trifazat. Avem 4 și cu 4 8 circuite de 16, B16 bineînțeles, B10 2 4, B6 2 4 și tabloul pleacă la giveaway. Așa că stați pe aproape. O să anunț într-un filmuleț viitor. Sper cât mai repede. Dar n-am reușit să le facem pe toate, că mai avem și lucrări, a întârziat și multă marfă. Nu vreau.
Da. Cam asta e la filmulețul ăsta. Mulțumim de view-uri. Ne vedem la filmulețul următor și sper maxim că nu v-am plictisit. V-am pupat!